Bună dimineața la Scepter Mornings! Suntem în această emisiune cu o invitată specială, care este Raluca Hagiu, fost redactor șef Unica. A fost o surpriză pentru mine să aflu că Raluca este acum director de comunicare la Ivater. Cum ai făcut această tranziție de la Unica, de a lucra în industria de publishing, în a lucra în industria de beauty? Ce te-a determinat să faci această schimbare majoră în viața ta? Bună dimineața, Laura! Mă bucur mult să te revăd! Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și mă bucur că avem acum ocazia să stăm de vorbă. Da, aceasta este cea mai recentă schimbare din viața mea, după aproape 20 de ani de regie, de publishing, cum spuneai și tu, unde am fost redactor șef Unica. Am ales să fac o schimbare importantă și mă bucur foarte mult că am făcut asta. Cred că este o schimbare care vine firesc, după ce am acumulat foarte multă experiență în publishing, în mediul online, în comunicare și în tot ce înseamnă lifestyle frumos, sănătos, frumusețe 360, pentru că despre asta era vorba și la Unica, despre oameni frumoși, despre oameni care fac lucruri interesante, care au cariere, care au viață frumoasă. Cum îți începi tu ziua? Care este ritualul tău în care tu integrezi tot ce ai spus apropo de frumusețea fizică exterioară, frumusețea fizică interioară, toată această abordare holistică? Cum îți începe ție ziua, de exemplu, din momentul în care îți sună ceasul, dimineața, alarma, sărim peste anumite momente, exact ce ritual ai tu în care să-ți începi ziua și să simți că ai făcut tot ce puteai să faci în ziua respectivă încât să ai o zi absolut fenomenală, să fie așa cum ți-o dorești tu? Îmi plac mult diminețile în care îmi iau timp pentru mine. Asta îmi place cel mai mult, să iau, de exemplu, un micul dejun în tihnă și să-mi iau timp pentru mine, să mă pregătesc cumva pentru ziua care vine, să mă reconectez. Îmi place să trec prin această igienă, atât fizică cât și mentală și spirituală, respectiv după ce am micul dejun, după ce fac duș, îmi place să ascult audiobook-uri sau îmi place să ascult discursuri motivaționale sau... Spune-mi un audiobook pe care l-ai... sau un discurs motivațional pe care l-ai ascultat recent și pe care crezi tu că ar fi bun de... Uite, acum ascult Atomic Habits, James Clear, pe care chiar vi-l recomand și este despre cum să ți însușești obiceiuri bune și să renunți la cele rele. Pentru că sunt sigură că toată lumea își dorește să renunțe cel puțin la un obicei mai puțin bun. Și da, este foarte interesant, am regăsit acolo o parte din lucrurile pe care le făceam fără să fiu conștientă de ele și m-am bucurat să descoper și altele. De exemplu, un exercițiu bun este să atașezi un obicei nou, bun, de un alt obicei pe care l-ai, să zicem, în rutina zilnică. Poți să faci yoga dimineața sau sport. Aici mai atunci să... Da, fac yoga dimineața, da. Da, și atunci să înlegi și de dușul pe care îl faci sau de micul dejun sau cumva să reușești să faci acest ritual. O să te rog să-mi spui acum în ritualul tău, care e extraordinar, adică o spun cu multă admirație, și cum ai integrat tu, o să intrăm cumva direct în subiect acum, acest aparat pe care știu că îl ai, acest Bioptron de la Scepter. Cum integrezi tu frumusețea interioară, pentru că până acum am vorbit foarte mult de frumusețea interioară, frumusețea exterioară, ținând cont că tu lucrezi acum în domeniul frumuseții, cum se completează frumusețea ta dată de cosmeticele pe care le ai, de produsele de skincare pe care le folosești? Cum ai integrat acest aparat, Scepter, acest Bioptron, în
rutina ta, în ritualurile tale de frumusețe. Apropo de ritualul de frumusețe și, ritualul de frumusețe, îmi place să fie tot așa în tihnă dimineața cu tot. La ce oră te trezești dimineața, Raluca? Faci foarte multe lucruri dimineața. Aș putea mai devreme, dar încă lucrez la asta. Da, îmi place să mă demachez cu demachiant, apoi apă termală, să-mi pun serumul care e foarte bun și îți hidratează tenul și apoi crema de ochi și apoi crema de față. E un ritual mai lung, dar cred că ne ajută. E ideal. E important și mai ales că acum a apărut și soarele, e important să folosim și SPF, ceea ce sigur știm cu toții deja. Pe mine m-a fascinat Bioptronul de la Zepter de când mi-a povestit Alina mai multe despre el și m-a cucerit instantaneu cu două lucruri, respectiv îl folosești și îți atenuează ridurile, îți diminuează ridurile, da, și este foarte bun dacă ai dureri sau cicatrici și chiar așa l-am și folosit, adică am zis nu se poate, dacă există un aparat care să folosească lumina și care să nu fie, să fie non-invaziv, să nu necesite ceva complicat sau să mergi undeva, nu știu, la un salon care să implice să te deplasezi, e perfect, o să-l încerc. Și l-am folosit pe cicatrici, într-adevăr, unde mi s-a părut că în timp s-a cunoscut o diminuare a cicatricilor. De fapt, o singură cicatrice pe care am lucrat și care mi s-a părut că așa ce se duce. L-am folosit, țin minte că am avut o durere cruntă de masă într-o seară și nu voiam să iau pastile. Și am zis, hai să vedem cum funcționează. Și am ținut aparatul, care este foarte ușor de manevrat. Am ținut lumina chiar aici, în zona feței, unde aveam durerea și realmente, după 10 minute l-am ținut și după 10 minute am simțit că nu mă mai doare atât de tare și am zis, wow, chiar funcționează. Da, da, chiar. Dacă reușesc să folosesc un aparat care să-mi ia durerea fără să fie nevoie să iau pastile, pentru că evit, dacă pot să evit, e minunat. Apoi am citit foarte multe despre el și am fost foarte plăcut surprinsă să descoper că este folosit în foarte multe afecțiuni, dacă ai eczeme sau alte afecțiuni ale pielii sau dureri musculare sau articulare sau nevralgii, dureri de cap. Realmente are aceste beneficii și îți ia durerea. Sigur, trebuie folosit constant, consecvent. Da. Nu ne imaginăm că ca o cremă. Ceva se întâmplă, da, peste noapte. Dar da, am fost foarte plăcut surprinsă să văd că se poate. Am un genunchi pe care îl mai folosesc, care de la 10 ani de snowboarding a început să se resimtă și atunci îl folosesc regulat. Cred foarte mult în această abordare holistică și de asta spuneam că nu e ceva care se întâmplă peste noapte. Adică, sigur, cred că e important să avem grijă de noi 360 cu totul. Ce mâncăm? E foarte important. Să ne hidratăm, să ne hidratăm și pielea. Adică, sigur că diminuează riturile, dar tu trebuie să ai grijă să lucrezi la asta holistic, adică să nu te mai încruzi așa de des, să te iei ochelari de soare când ești afară, să te protejezi, da. Să te protejezi cu SPF, să folosești produsele cosmetice potrivite, că și aici este important să știi ce tip de ten ai și să folosești realmente ceea ce ți se potrivește și nu altceva. Și on top of it, pe lângă toate aceste lucruri, în ritualul tău să folosești un aparat care este non-invaziv, care exact, este non-invaziv, terapie este cu lumină, cu soare, ca și cum ar fi terapie cu soare. Care nu are, n-are UV, n-are razele UV care sunt nocive, adică pur și simplu sunt... Exact. Și este o senzație foarte plăcută, liniștitoare, îl folosești până la 10 minute, îmi folosesc de obicei 10 minute pe zona pe care vreau să lucrez. Ai folosit toate filtrele? Nu, sunt la mai filtre, multe filtre încă nu am ajuns.
mi-a povestit Alina despre ele și mi s-a părut wow. Dar acolo trebuie să mă documentez mai bine cu filtrele, să văd exact. Am mers pe filtrul clasic. Știu că filtrele acelea, apropo că tot vorbeam de abordarea holistică, sunt filtre care lucrează pe chakre. Inclusiv asta există și asta mi se pare într-adevăr, pentru că este un aparat, vorbim despre tehnologie, o tehnologie revoluționară, care se leagă de ceva atipic, vorbim despre chakre, care intră într-o altă filozofie, vorbim despre nu orice, adică eu nu știam că există un aparat până la Bioptron care să aibă filtre cu care se lucrează pe chakre, adică tehnologia și nu sunt științe oculte. Pentru mine chakrele înseamnă yoga și înseamnă o știință veche de mii de ani. Dar în momentul în care tehnologia cumva validează ce spune yoga apropo de chakre și toate lucrurile astea, e ceva incredibil, pentru că reușim să lucrăm pe chakre fără să, nu știu, poate nu vrem să medităm, poate nu vrem să facem yoga, poate nu vrem, dar credem în tehnologie. Uh-huh. Și cu tehnologia asta avem această abordare holistică, pe lângă mâncare, pe lângă toate lucrurile astea, ei bine, reușim să ne facem viața mai bună, mai frumoasă, pur și simplu, folosind un aparat revoluționar. Ce e altceva din echipamentele, din aparatele Zepter? Ce altceva ți-a atras atenția? Da, mai am pe listă cel puțin două produse pe care îmi doresc foarte mult să le încerc, respectiv filtrul de apă, pentru că suntem 70% apă, nu-i așa? Așa este. Este atât de important să fim atenți ce fel de apă bem, să fie curată, să fie purificată. Nu-mi place apa la PET și se întâmplă să o consum și nu-mi place pentru că nu cred că este cea mai bună apă și pentru că nu... Plastic. Pentru că e plastic și chiar îmi doresc să fiu mai sustenabilă, să am o amprentă de carbon cât mai mică. Se vorbește foarte mult despre asta acum, dar chiar cred că e important să fim mai conștienți și să nu mai risipim atâtea resurse. Și aparatul de purificat aerul. Again, deci apă și aer. Până la urmă, viață. E exact. Și mă rescăștăm în casă și în interior. Da, și am conștientizat asta, să știi, în această perioadă a pandemiei, când am petrecut foarte mult timp în casă. Și mă gândeam, Doamne, ce bine ar fi să am acum acest filtru de aer care este atât de bun și până la urmă, chiar dacă deschizi fereastra foarte des și aerisești, e nevoie să ai un aparat care să-ți purifice aerul și știu că cel de la Zepter e premiat. Este premiat. Niște premii, are 5 filtre acel aparat. Este chiar și este recunoscut ca fiind printre cele mai bune aparate de purificat aerul și da, stăm foarte mult în casă, adică mai mult decât o făceam înainte, pentru că n-avem un cotro și atunci da, e important să... Plus că aerul din casă e mai poluat ca aerul de afară, indiferent cât de poluat ar fi aerul de afară, în casă e și mai poluat și e poate mai sănătos să învățăm să îl purificăm. Deci consider că e o investiție genul ăsta. Exact, cred că e un produs pe care îl folosești pe termen lung și cu beneficii evidente pe termen lung. Și ochelarii de soare, mi-am amintit de ochelarii de soare eyewear, care sunt foarte fine. Sunt o extensie a Bioptronului, să știi, ca o acea lentilă de carbon care e specială, care practic protejează ochiul și în același timp și pielea din jurul ochilor și ajută la regenerarea asta. Da, și pe care îi poți purta la fața monitorului, pe care îi poți purta, firește, pe stradă, te protejează de soare. Și sunt liniștitori și de previn durerile de cap. Și asta sună foarte bine, că sunt liniștitori, pentru că, știți, nu mai ai ochii obosiți. Eu petrec destul de mult timp în fața monitorului. Da, cam asta mai este pe listă și știu că mai au și alte produse foarte faine. Chiar e un brand care îmi place foarte mult și în care eu am încredere, sincer. E important. Cred că cel mai important e să ai încredere ca să folosești un produs. Și din punctul meu de vedere... Așa cum spuneai că a luat premii, că sunt produse patentate, cum este și Bioptronul, de la asta pornește, știi, de la încredere. Se zice că dacă intri în lumea Zepter și ai un produs e imposibil să nu fii mulțumit de produsul respectiv, odată intrat în această lume, e foarte greu să mai ieși din lumea Zepter și vrei să iei, uite cum ai vrut tu. Vreau și iau și filtru de apă și filtru de aer și ochelarii.
Și cine știe, da, ce nu mai zic, că mai sunt apoi vasele acelea care poți să gătești. Deci mai ales că mâncați, să facem gătiri, da, și vrem să gătim sănătos. A fost o adevărată bucurie acest interviu cu tine și mă bucur mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc! Și eu m-am bucurat foarte mult să ne revedem și să povestim și să, să constatăm că am evoluat în aceeași direcție. Da, foarte frumos! Îți mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc!